Da, și că sunteți plini de viață. Știți că scrie în judecător, că cei care iubesc pe Domnul sunt ca soarele când se arată în puterea Lui. Ce frumos! Așa, mă rog să fiți și voi mereu, ca soarele când se arată în puterea Lui. Nu vreau să pun la îndoială că îl iubiți pe Domnul. Așa că trebuie să fiți ca soare. Să fiți puternici, plin de lumină, plin de seninătate. Asta înseamnă să iubești pe Domnul. Trebuie să cântăm și noi cântare. Ne-am venit la Kitchener tot cu gândul ăsta că noi facem surprize. Nu că suntem magicieni, dar... Doar că vrem să surprindem oameni. Noi suntem tine, nu știm încă responsabilitatea de a avea copii. Și ne gândim că pentru toată lumea e ușor, simplu. Dar vrem să vă binecuvântăm numele Domnului. Vrem să vă încurajăm, vrem să ne rugăm împreună cu voi, să cântăm împreună cu voi, să ne bucurăm de ceea ce înseamnă frumusețea lui Dumnezeu. Și cred că toți avem același gând. Ca Dumnezeu să-și înalțe numele peste Aron în seara asta. Amin? Stop.